23 de pacienți află sub supraveghere în zona roșie a Spitalului de Copii Sfânta Maria din Iași. Alți 6 pacienți sunt internați în zona ATI COVID. Momentan, niciun pacient cu COVID-19 nu este intubat. Numărul pacienților pediatrici depistați cu COVID a scăzut la Spitalul de Copii. Dacă până acum numărul acestora depășea capacitatea maximă a secției ATI, acum există și paturi libere. La nivelul secției zonei roșii COVID, pe zona non-ATI avem 23 de pacienți, așa cum există regula deja știută pe perioada de weekend, crește adresabilitatea. Momentan avem locuri libere, vedem care din pacienți mai pot fi externați. În funcție de adresabilitate vom extinde zona roșie. Pe zona ATI COVID avem 6 pacienți pe 9 locuri, cu 3 locuri libere. Medicii de la Unitatea Medicală spun că majoritatea cazurilor de infectări cu noul virus sunt la copiii cu vârste fragede. Pe zona roșie de terapie intensivă avem 6 pacienți. Ca și de la început domină vârstele extreme. Avem copii sugar nou-născuți care probabil mecanismul de infectare este de la o soră sau un frate nevaccinat și pacienții de vârstă școlară. În acest moment, cea mai problematică pacientă este o tânără de 16 ani care a făcut ca și complicație o tromboză cerebrală. Ea este momentan stabilă, dar necesită supraveghere în terapie intensivă. Starea nou-născuților și a sugarilor este stabilă, dar în general conduita este să-i supraveghem până la 7-9 zile, când practic sunt cele mai problematice zile în această infecție, și am avut copii care cu o evoluție bună sub tratamentul antiviral la 9 zile au dezvoltat complicații infecțioase sau din punct de vedere al răspunsului inflamator sistemic. Medicii de la Spitalul de Copii din Iași speră ca în această perioadă cazurile de infectări să scadă, mai ales că școlarii au 2 săptămâni de vacanță. Totodată, aceștia îndeamnă părinții să se vaccineze pentru a reduce gradul de transmitere a infecției la copii.